Bună ziua, am revenit, prieteni, suntem acasă, în curte, dar unde plecăm? Plecăm la plimbare. La Timișoara. Da. Salută, prietenii, Bobiță! Jă-și vorba la acum, bate un vânt, de nici nu poți să facem nimic. Leonardo, acolo. M-am să aduce acasă. Uite ce bate, ce facem? Da? Mă duc la bucătar. Ia la bucătar, ce ai făcut tu aseară? Ia zi ce ai făcut tu aseară, Bobi. Ți era rău? Era rău, prietene, aseară. Un calculator, era rău lui Bobiță, am mers cu el la urgență și ce crezi că a făcut la urgență? I-a dat o pastilă de debridaj jumate să bea, îl durea burtica. Un laptop mic. Bine. Și a vomitat-o. A vomitat acolo la permanență, tot pe pat, pe el, a făcut. Bine, când a vomitat s-a simțit mult mai bine. S-a ușurat. Eu văzui așa pe filmare, că mai mâncase și două, trei linguri de ciorbă de burtă la bucătar. Ce nu el? Chiar să iau, ca să mănânce. Nu ciorbă de burtă? Mai vreau o ciorbă de burtă. Trebuie să mănânci de legume, cu morcovul ăia, să-ți fac una. Mănânci, dar nu mănânci, cum stă orezul fierb. Bunică, ce e asta? Nu mănânci deloc, degeaba așa fac, nu mai fac nimic. Am făcut iar ceai, în cameră degeaba așa. Spune, ce e asta? Un calculator, de unde l-ai luat? L-am luat la patru. Și așa e, ca stai să vorbim. Trebuie regim, nu contează nici tratamentul, regimul, atât. Lichide multe, ceaiuri, apă, fără suc, fără nimic, pâine prăjită și atât. Bagă-o cu lapă. Ai, bravo, unde e lapă, bine. Fericită. Am trecut pe la cutunița prieteni și am zis să vă transmită și ea ceva. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ajutat și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru mesajele frumoase și pentru încurajare care mă... Le-a părut bine, le-a părut bine că ai luat. Da, m-au văzut mesajele. S-ai bătut capul atât de mult și patroana zăsa dimineața. Și patroana. S-ai bătut capul, auzi, bine că ai luat. Da, m-a ajutat. Stres, Dumnezeu. Stres, grijă. Dar până vine patroana să ieși orașul. Da, să s-o plim. Da, ca să o plim pe patroana. Da, eu am venit aseară la ei. A, bucătare! Așa, chiar după voxit, că ai venit aseară la noi. Ia cântare! Și după ce am voxit cu Alex cântare. Acolo gărdulețul pe contul lui Alex, am venit aici, chiar nu mai mâncasem nimic. Am mâncat, am și băut două, trei pahare de bere. Asta e acum. Ce-a trebuit? Și Alex a după aia, Bobiță, mi-a scos berea pe... Ia cântarul din mâna lui Cutunița. A vomitat și s-a săturat. Și la mine n-aș mai zi. Dacă am mâncat ciocolată, luminiță... Nu mai gata, trebuie la regim. Nu la mai regim, se poate, da, nu mai se poate așa. Ce facem noi? Treaba asta e. Regimul contează cel mai mult, nu contează nici pastilele, nimic, siroapele. Da, ciocolate să nu mai mănâncă dulciuri, nimic. Dacă el ținea regim două, trei zile, era bine. Ceai de mentă, lichide, cât de multe. Dacă nu înțelegi, ajunge la perfuzii, la filiași. Așa a zis doctorița seara. Da, la prefuzie, așa păi e. Ce facem așa? Ieri am făcut deja bocrati, s-a făcut mama de orez, am mâncat pe noi. Nu mă surez aici, să vin. Și am mai ieși. Lasă că mai el, pus eu acum am frigider. A făcut o oală de ceai de mentă, degeaba. Nu mai trebuie copilul să vadă mâncare, să nu mai vadă mâncare, gata, nu mai. N-am mai mâncat n-așa pizza. Dacă vrea o supă, îi fac o supă de legume cu fideuță, așa, păi morcov pisat în ea. Ieri a comandat o ciorbă de burtă, a vrut să îi mănâncă ciorbă și a mâncat decât o lingură din ea. Nu are poftă de mâncare scârbit. Nu mănâncă copilul. Să nu fie cum facea Maria de aia, bunul ăla la el. O fi și asta, dar nu-i trece cu pasul nimic. Păi ne uităm la limba lui, nu e altă. Nu e și eu mă uită de două ori. Da, dacă e alb, atunci înseamnă că este. Puneam leacuri de alea băbești, cum facea bătrână, dar a văzut că nu are. Păi dar de lui trece și cu pastile. Cu vărsături și cu dureri de burtă, e și asta. N-au luat mașinile. Nu știu ce o fi. După semine asta. Nu știu, da. Că le-a luat. Nu doar de la. Hai, da, să plecăm că tăria peste tine. Da. Ai văzut ce s-a uitat de urât? Da, de ce stau în stradă? Cred că și nu avea loc. A trecut în dușmănie, de peste tine. Da, da. Uite, a venit și Persida aici, la sora ei. Da, da, Maria, unde e? Da, auzi, Maria e ocupată, că a luat și nora ei permis acum, toate. Da. Păi și ce mai trebuie să ia Persida acum. Da, să ia și ea. Când ai sala? Mai are o țără. Mai am de învățat, dacă n-am timp. Nu are timp, că eu mai umblă prin sate. Nu mai pleacă prin sate. Sunt legumele acum. Legumele. Peste o lună, două, promitem la prieteni că o să ia și sora mea asta, Persida. Da. Și Dana. Și Dana, toate. Și Lolia. Și Maria. Cred că intră și Maria. Nu, Maria, e bătrână, ce să faci?
Mai merge, mai găsim noi doctorița acolo. Du-te, Nașa, hai că... Da, că nu mai mergem. Rețetă avem, pe rețetă avem. Da. Avem rețetă de aseară de la permaneță, dar cred că copilul a făcut la plămâni. Da, mânca lui Benița aia, știi? A vomitat. Da. Să nu fi făcut și la plămâni, și tu și ești, tate. Du-te, Nașa, hai. Cu el, hai. Pa. Hai să stăpânești permisul. Așa îi spunem o lună de acum, să stăpânești permisul. Am mâncat și eu aseară, mâncat și ale, m-am mirat că am mâncat. Noi de la Voxit eram obosiți, am mâncat aici. Am dat scaunul ăsta, stă... Nu, m-a lăsat să scap și eu de acolo. Iar voia să rămâi acolo. Să scape din aici, vedeți prieteni? Da. Am luat și asta pe mine. Mi s-a părut că e răcoare, bate vântul, dar trebuie să o dau jos. Nu eram pregătită să mai merg niciunde. Să stau acasă, să-mi fac treburile. Fac treburile și nu se cunoaște nimica. Să facem acolo câte sunt de făcut. Și multe, multe comentarii că cum vine patrona. Patrona vine acum, nu mai spunem data exactă, dar vine. Prieteni, vremea este așa, plouă, răcoare, a bătut vântul. Păi, ieri după masă credeam că o să plouă, dar n-a plouat și a plouat acum și mi-e frig. Să vedeți plouă așa încet, frumos, liniștit. N-am terminat cu voxitul. Mai e o parte. Mai trebuie să mai cumpăr o cutie de voxea. Pentru că nu mi-a ajuns. Plouă, prieteni, frunze prin curte. Ce să fac? Asta e, așa e vremea, vara. E frumos să plouă, să fim noi sănătoși, să crească porumbii. Și mie ceapa. Și vouă porumbii care aveți grădină, aveți la câmp porumb, să vă crească porumbii, prieteni. E bună ploaia, că altfel dacă nu plouă, murim de foame. Așa e? Așa că e mai bine așa. Plouă așa frumos încet în el. Nu știu ce vă prieteni pe aici, am mâncat și noi. Prieteni, am mâncat și noi puțin mai devreme. Acum vedem ce face pe aici prin bucătărie cu copilul ăsta mic, că nu prea ne înțelegem cu el să ia ceaiul, avem ceai prin toate cănile, facem, el nu-l bea, că nu prea înțelege Leonardo, e foarte răsfățat. Bineînțeles că îi prepararăm siroapele ce am mai luat noi și i-a dat de la urgență, unde am fost aseară, i-a dus o rețetă. Azi când am mers noi la medicul nostru de familie, am mers cam târziu și nu mai era acolo, plecasă deja. Și luam rețeta care o avea de aseară. Dar aseară a făcut foarte mult la Bortica și a vomitat. Mâncasă, după cum era el, mâncasă pepene de la roșu, mai mâncasă două, trei linguri de ciorbă de burtă și l-a dat peste cap. Când eu am mers la bucătar acolo, cum a filmat cotunița, am mers pentru că, na, trebuia să merg și eu. N-am mai filmat nici eu, nici ei. Am mâncat acolo, au făcut grătar, carne de porc, pui la grătară, am băut și eu bere cu ei. Și nu mai mâncasem acasă ceea ce făcusem eu atunci puiul ăla la ceaun. Am vopsit, am făcut pe acolo și după am plecat. M-am dus să-l duc și pe Alex și m-am bucurat că am mâncat și Alexuțul. El că nu prea mănâncă, acolo am mâncat. Când am venit cu copilul aseară, de când s-a suit în mașină, studiam cinci pe banchetă, nu putea să se nici așa. Că e rău, că doar e burta, că nu se simte bine și am ajuns acasă și am zis, Leonardo, vrei să mergem la urgență? Zice, da, vreau. Când am mers, a încercat doamna doctorul de acolo care era de gardă să-i dea jumătate pastiluță de debridat. Și a băgat pastiluța în gură și a făcut așa să vomită și a vomitat. De a vomitat și pe el și tot acolo. A făcut lumina curată, a șters acolo. Am venit cu el acasă, ce? A băut două, trei gurge ceai, că l-am speriat că dacă nu o să bea ceai să țină regim, o să ajungă la perfuzii, dar așa este într-adevăr că ajunge la perfuzii. Și în alt oraș, că la noi aici nu iese. Acum vedem, măcar să își revină, dar cred că este o viroză, o viroză este într-adevăr, pentru că este peste tot. Mai sunt copii așa, dar copii care au fost măcar, au respectat regimul, au mâncat o respect, morcov, cruj, așa, pâine prăjită, un ceai de mentă, ăsta e regimul. Banane, el are banane, dar trebuie să mâncăm puțin așa, des și cât de puțin, dar nu, e copil, da. Și să nu mai vorbim despre asta, că am văzut destul. Și cu patroana am mai văzut, dar nu mai contează să mai spun eu acum, să răspund la niște comentarii care mai sunt unii care mai vorbesc și avea ea. Patroana, într-adevăr, mai are foarte puțin, dar oricum noi trebuie să fim atenți, să avem și noi totul la punct.
Da. Așa e când vine cineva ce e plecat, să fie frumos. Surprize multe o să-i facem. O să-mi iau niște flori în păișorul ăla, să fac un... Să fac și o încet așa. Mai ales acum că plouă, eu ce să fac? Fac aici curat, văd ce fac, am dat la puișori. Până la urmă puișori o să le dau drumul prin curte, că-s mare acum. Am zis că o să mă iau, dar n-am mai luat. Nu știu, cred că mașini pot să dau șunga aia jos, să adun într-o postau, pentru că a fost cald și s-a topit și curge, până la urmă se pătează tavanul, curge din tavan. Ne pomenim că ne curge untură, că ăsta e tavanul de la bucătărie, acolo unde e șunca, unde e afumătarea. Și o să merg în put, dacă e vremea urâtă așa și nu pot să fac nimic afară acum să mai fac ceva. Chiar vreau să fac și la poartă, trebuie să tai buruienile, să fac frumos, trebuie să... E frumos pentru patroană când au venit, nu zic că uite că au buruiene, că uite ce am găsit. Totul să fie frumos, să nu mai văd niciun motiv să reproșez din nou ceva. Asta e, dacă mai vorbești ea, asta e, femeie bătrână, nu trebuie să-i mai răspundem, trebuie să lăsăm să vorbească. Și nu știu, prieteni, cred că dacă merg în pot, o să vă arăt un pot cum s-a făcut șunca. Nu știu dacă pot să filmez, dar revenim. Plouă. Acum începe să flumineze așa, să iasă soarele. Am luat și masa aia de afară, pentru că e păcat să plouă pe ea. N-am apucat atunci să o iau când a început ploaia. Dar uite că se oprește. După aia mai adun și-o trece. Zămările. Podul, dar podul care-i treaba? Că nu mai avem beca acolo. Uitați, prieteni, cum e scara asta la pod. Nu știu dacă v-am mai arătat-o. Așa e scara. Să vedem ce e cu șunca aia, curge și iasă prin tavan. O să adunăm într-o postavă de aia pe roate. Nu o mai dau jos, o cură, s-o ba la ladă, la vijder, da. Un pod aici ce să fie? Așa arată un pod. N-am mai măturat de mult aici. Ce să vedem că-i tuneric. Aoleu, beznă. Ce să vă arăt așa, că nu prea se vede. Uitați, am pus alt telefon cu lanternă. Trebuie să iau șuncile astea. Nu mai avem bec aici, nu că s-a ars becul, puteam să-l schimb, dar... Sau când am vrut să-l schimbăm, când era carne aici, a rămas dulia aia spartă în el. Trebuie cu patin scoasă. Să spart dulia. Trebuie să-l desfac așa încet, să o iau. Ca să o dăm aici în postavă, am pregătit aici postava asta și o acopăr cu ceva. Nu dau eu șunca jos, să o pun în frigider toată, de ce? Iau și o bucată care e mai frumoasă, mai cu pecie și o prez jos să avem. Chiar nu este de glumit, prieteni, cu șunca, pentru că șunca a curs, vedeți? A curs jos pe plac. Uitați, trebuie să șerc cu niște cârpi. Uitați cum a curs. S-a topit și a curs. Și o să pun niște cârpi uscate. Iasă prin tavan. Trebuia să o iau de mult, de mult. Eu am desfăcut-o de sus și am pus-o aici, așa că nu este murdar. Și iau și le pun aici. Iau și o bucată de o care e mai frumoasă ca să o păstrez așa la ladă. Rece, ca să mâncăm vara. Uitați cum e și aici. Mamă, cred că asta e picioasă, picioasă, uitați. E toată bună șunca asta, pentru că e de anul ăsta, de la Crăciun asta. N-am cu sobul toată să o duc la ladă. Iau și eu două bucățile mai frumoase, picioase, le curăț și le pun în pungi. Nu mai chem atunci și pe lumina, copilul ăla nu ne înțelegem deloc. Copilul e rău. E, când este așa cu un lav, nu ne mai înțelegem cu el. Leonardo e foarte agitat. Mi-am dat-o și am pus-o aici așa ca să o iau de jos după aia, că nu puteam. Și asta e bună. Are, vedeți că are și peciuță. E bună toată șunca asta, e bună, proaspătă. Închid aici postavă unde are găurica, să nu se topească.
Da, curs ca lume, vedeți? Vedeți cum am pus prieteni untura? Asta e o untură, nu vă mint. Uitați! Uitați, am mâncat tavanul tot. Să iau să șterg acum. De mult trebuia, dar tot ziceam că vin în pod, vin în pod, dar de unde că mă luam cu alte treburi? O curtea cu măturatul. Nu mai dau nici mănuș. Așa m-am urcat, hotărât, gata, am zis că iau. Am pus momentul, că-i vremea asta mai așa acum. Asta e mea grăsuță. Am zis, dacă tot e vremea așa mai închisă, mai ploioasă, să mă sui în pod, că așa tot zic că vin în pod, vin în pod, dar eu nu mai vin. E așa galbenă de la fum. Am afumat-o mult. O să mă opresc eu câteva bucă să vedem care sunt mai bune. Asta e deja începută. Asta are picii. O să luăm și pe aia. O să luăm jos. Mai aleg eu. Mie asta. Mai avem o bucată și pe aia. Să știu pe aici așa. Asta cred că ar trebui să luăm și o culeță. Dar nu să luăm toată, toată. Unde e așa mai subțire și galbene nu. Dar nici cuțitul nu o tai. O să tai, opresc camera și revenim, prieteni, pentru că... Asta a distrus podul tot, a curs untura pe jos. Nu mă gândeam că e așa în pod acolo. Am adunat-o, prieteni, și... Am luat așa două bucăți mai mari, una mai mică, care am considerat eu că e mai bună. Am o cât de grea. S-o cură și eu așa, să arunc mărginile ăștia, ce e mai galben, s-o fac frumoasă bucăți și să pun așa în pungi, am niște pungi de aici, de plastic. Bă, da, uite, ne mai trebuie o bucată de șuncă. Mai așa, o avem aici la ladă, la rece, că e mai bună, dar nu pot să o dau eu toată jos, să o pun la ladă. Am luat așa ce era mai frumos. Am ales. Și ați văzut câte o mântură a curs acolo. Trebuia de mult, de când a dat căldura, trebuia să luăm șunca. Că nu mai lăsăm, pentru că am distrus, o să iasă prin placa asta. Deci imen să fie o pată, așa, în tavan, de untură, grăsime. Nu mă așteptam că să faci așa ceva acolo. Așa o curăț eu șunca. Iau ăștia ce e așa, dă-i pe mine. Nu luăm nici mult de pe ea să aruncăm, că e păcat ea. E bună vara. Să luăm un pic așa ce e. Ar trebui cuțitul să fie și mai bun, da. Așa sunt ele. L-am ascuțit, da. Tot așa care. Eu l-ascut cum l-ascut o femeie, un cuțit. Facem așa cu toți. Luăm și băgăm în vază, călită, prieteni. Așa o facem, bucăți curățate și bine. Acum să o tăiem mai cu pecie, să vedem care e cu peciuță. Asta e cu peciuță. Tot pe miră. Nu luăm mult așa din ea să aruncăm. Nu aruncă, dă la pisici, la câini. La câini care n-aveau. A căzut jos. Nu mai avem câini, dar cățaua n-a mai venit de atâta timp. Mi-am îngrijorat că cățaua a murit pe undeva, dar cățaua am văzut-o pe stradă, pe acolo, pe la poliție, să plimbă cățaua. Cățaua e plimbăreață. Și o văitam că nu mai e. Nu am mai văzut-o. Așa e ea. Nu stă numai la noi, stă pe la toți. S-a încălbenit. Am ținut-o prea mult în pod.
Asta e mai bunicică, vedeți? Mai cu peciuță. I-am luat toată picia de pe ea. S-o curăț până am luat-o de tot de pe ea. Ia, să gustăm o țără peciuță de asta. Ia. Dar știți că e sărată? Că eu așa am făcut și șunca și rândele și tot sărat. E mă rugă. Asta m-a dus-o cu tot cu ăsta. Asta e iar peciuță. Vedeți, acum nu mai plouă. A plouat, s-a răcorit frumos, gata. Așa o să pun în pun. Trebuia o pun și mai mici, dar eu seama acum plase mari. Și o să pun ca 4 bucăți. Vedeți, să mai punem și așa facem noi prieteni cu tunca. N-am ce să-mi pot, pentru că am coborât repede, o să mă duc în niște cărpe pe care nu mai folosim noi. Și o să șterg bine, bine acolo untura aia grăsimea. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă și plăcută. Pa, pa!